avem și noi ceva, nu? Da, da, da. Arcadaș, vino cu apă! Nu te supăra! Vreau și nu! Ce vrei? Două vinuri aici! Fac efectiv crize, dacă nu vine mai repede, ce mă apucă crizele. Unde-i mă ăsta? Sclavul. Nu, nu sunt astea. Drumul, cum a fost? Cum ai ajuns? Ai ajuns bine? Da, mă, nu știu, chiar am avut câteva, adică m-am cam ferit de poliție că nu știu că ți-am zis, eu n-am permisele. O secundă, o secundă, iată. Da. Bă, da, zi! Nu, zi, 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 că n-am. Na, eram copis de pula mea. Nu știu, nu știu, nu e... Nu, nu, nu proasta aia. Da, mă. Aia, la aia dai tu, mă, prostule. Lasă-mă, că n-ai idee. Lasă-mă, ce fac la asta. Bine, bine, bine. Hai, te pup. Mă bucur că ne vedem, noroc. Stă foarte bine părul. Mulțumesc. Cu ce l-ai dat? Cu brânză de capră? Ai zis că tot călătorești, pe unde ai mai fost? M-am plimbat pe toată Europa, eu împreună cu fostul meu. Tare. Ne-am dus în Italia. Știi că fostul meu avea mai mulți prieteni pe acolo și ne-am dus acolo. Și să zic faza amuzantă, Doamne, deci fostul meu și... Și tu ce-mi recomanzi? Ce-i bun de mâncat aici? Băi, au un cotlet de porc super mișto, nu știu, depinde ce mănânci tu. Da, mă rog. Tavi știa mereu că nu, eu nu mănânc porc. Dar e ok, o să cine, aleg. Cine-i Tavi? Fostul meu. Super grea în viața mea, m-a maturizat foarte mult, m-a ajutat foarte mult și psihologul meu. Mereu auzi, mi-a spus că Tavi. V-am zis că ești foarte frumoasă și nu mă mai pot abține. Și ți-am scris o poezie și vreau să ți-o citesc. Ești frumoasă ca o stele, tu mi-ai rupt inima în doi, toate sufletele mele bate pentru tu și noi. Mă la tine pe Facebook, am făcut un calcul, așa, un algoritm și am văzut la ce chestii dai like și ce-ți place și am văzut că îți plac foarte mult videourile cu bebeluși și voiam să te întreb, tu vrei să începi o familie? Că și eu, că și de când caut pe cineva cu care eu nu am răbdare, eu nu vreau să mai stau să caut, eu vreau gata, secundă, ne luăm, secundă, ne căsătorim și secundă, facem copii, nu mai stăm, da, nu mai... Da. Stai puțin, că și mie îmi plac bebelușii. Ce voiam să întreb, ai cumva o gumă, că mie cred că mi s-au terminat fix acum. Da. Iartă-mă, nu, n-am gumă. E ok, e super ok dacă stai așa, nu mai ai nevoie de gumă. Ah, ok. Da, că sau poți să spui măscuță, știi? Spute gura, de alta. Nu, ție îți pute gura. Vezi la firma asta de 3 ani, dar am simțit că e timpul de schimbare. Stai, iartă-mă, 3 ani, deci acum ai? 26. Ah, am înțeles. Păi, tu câți ani ai? Că chiar nu te-am întrebat. Am văzut că ești foarte preocupat de artă. Sunt... Câți ani ai? Ai uitat? Nu, 24. În ce an ești născut? 90 și ceva. O să vreau doar o salată, mulțumesc. Fără ulei. Da, fără. Salată? Da. Mănânc salată? Da, mănânc salată zilnic. Prea... Nu prea ce? Nu prea se vede asta. Cu aică nu prea se vede. Adică sunt grasă? Eu aș vrea un lava cake și două clătite cu Nutella și un waffle cu ciocolată și o prăjitură cu tiramisu, dacă se poate, și niște înghețată de vanilie. Wow. Și o apă plată mare și rece. Da, da, chiar ai un apetit mare. Tu, ce bine am mâncat! Picant! Ce pișcă la intrare, pișcă și la ieșire. Oricum. La Sibiu, în piață, atunci ai fost... De 29, nu? Scuză-mă puțin. Scuză-mă doar o secundă. Da. Alo? Nu, sunt cu Andreea. Da, nu, vin curând acasă. Vrei să iau ceva? Să trec pe la Mega dacă vrei să aduc. Bine, baby, te pup, te iubesc, pa, pa. M-a dat la jiu-jitsu și am făcut și lupte. Am încercat puțin K1, am fost și în echipa de fotbal la școlii, dar... Fotbal...
De ce? Păi ce faci o fată la fotbal? Adică nu poți să compari bărbații cu femei la chestia. Deci clar, e treaba bărbații, nu poți să pui femeia la fotbal. Nu. Mi se pare o prostie. E un sport. Sportul e pentru toată lumea, nu e doar... Nu chiar. Adică eu cred că sporturile, comedia, actoria, astea sunt chestii pentru bărbați. Să vreau momentan o bere. Și tu? Eu să vreau o porție de cartofi prăjiți cu niște chicken fingers, dar să fie gen super prăjite, un sos de usturoi. Mai adun, te rog, un pahar de vin și o apă plată, te rog, la temperatura camerei. Și dacă poți să pui și două felii de rămâie, e perfect. Ah, fa... Cred că mi-am uitat portofelul acasă. E ok? Stai calmă. Ok. Stai calmă. Mulțumesc. Tăiați cartofii prăjiți cu chicken fingers, cu sosul de usturoi și cu pahar de vin și cu alea două lămâie. Toată casa, nu mai gândesc. Am abonament la Ateneu. A, ce trebuie să... Da. O secundă. Vegană și că... Mi-ai zis de vreo 36 de ori doar. Da, îți povestisem și înainte să ne vedem că sunt vegană și că nici măcar o limonadă nu pot să-mi iau pentru că are miere și eu nu consum miere. Pentru că știi că albinele sunt torturate pentru miere și sunt în ferme și chiar nu este ok. Și chiar nu înțeleg cum... Tu mănânci carne? Nu, eu nu mănânc. Adică, da, mănânc la ocazii, nu mănânc carne. Eu nu pun gura pe nimic care este înțeles. Carne. Pe nimic. Auzi? Da, suși! Spuneam, sora mea e super pasionată de handbal și am fost cu ea la turneul ăsta de handbal. Ce drăguț, da, da, da. Da, scuze-mă. Hei, hei. Doar o secundă, mai stai un pic așa. Stai puțin. Hei, ochii mei sunt aici. Azi de dimineață m-am trezit, mi-am făcut o cafea, am plecat la muncă. În fine, pe drum a fost super dubios, așa, am stat super mult în trafic, a fost super nervos, eu nu pot să stau într-un loc, știi, asta e problema. Eu în trafic... Pentru mine, prima întâlnire întotdeauna e o provocare, pentru că eu sunt o persoană mai introvertită, sunt mai timidă și... Mai finuț așa. Da, sunt și mai retras. Și nu-ți plac astea cu... Cum? Astea cu cătușe, cu biciu. Pe mine? Da, adică ce are și cu de-astea așa, nu-ți place și cum... Eu am făcut K1 și tu îți dau un cot în gură, te las mine. Și vreau să mă prim, vreau să văd toată lumea asta, mi se pare că sunt atât de multe culturi pe care să le explorez și să descoperi, că sunt atât de... Zi, nu, te ascult! Cred că mi-e puțin răuț. O să mă duc un pic până la baie, dacă nu ești trezit. S-a transversat pe partea aia, nu, să văd ce faci. Nu, transversat. Bă, da, transversat. Ai traversat. Da, asta, am transversat. Nu, n-ai transversat. Ba, am transversat, că eram acolo. Ai traversat. Am transversat pe partea cealaltă, asta am zis că am făcut. Ai traversat. Am traversat și m-am văzut cu Vlad. Exact. Cu Vlad m-am transversat, Vlad. Așa. Și ce ai cât ocupi? Eu sunt Vogue. Cum? Vogue. Fac Vogue pe internet. Nu știi ce e aia Vogue? Nu, nu urmăresc așa. Vrei să-ți aud? Da, te rog. Da, da, te rog, da. O secundă. Salutare toată lumea, sunt Shay și bine v-am găsit la un nou Vogue. Acum suntem la o întâlnire. O discuție mai intimă și că te-am întrebat mai devreme care sunt fanteziile tale sexuale și... Da, 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 da. Îți spuneam că am și eu niște fantezii. De obicei bărbații se sperie când le zic și... Hey, nu te sperie. Mă, nu cred. Ce okay, faci? Ok, deci fantezia mea este sexul anal. Adică am toate mărimile de dildouri. Tu trebuie doar să te apleci, gen lubrifiem foarte bine zona și eu am o centură, știi? Stai, pentru... Da! Și eu am o centură, știi, și mi-o pun așa. Că eu la grădință niciodată nu mă comportam așa cu copiii, eram mult mai retras, eram mult mai nu vorbeam de mult cu copiii, dar aveam o educatoare. Și acum o țin minte pe educatoarea aia. Era tanti Flori, parcă cum ai. Sunt ultraș în timpul liber, adică merg pe la toate meciurile lui Dinamo, sunt din Galeria Dinamo, Peruza Cătălin Hâldan și mergem și la toate, peste tot, unde mergem, cântăm, rupem, știi ce zic? Am avut și vom avea mereu, boa, și numai de-astea, cântăm, ne rupem, tu cu cine ții chiar? Eu nu prea mă uit la fotbal, în general am ținut cu echipa care ține tata. Cine? Cu cine? Cu Steaua? Mulțumesc, mulțumesc,
relații până acum. Adică am fost 2 săptămâni cu un băiat când eram în liceu, dar nu pot zic că se pune. Da. Relațiile pentru mine sunt destul de dificile pentru că nu sunt doar eu și cu celălalt partener într-o relație. Suntem de fapt 11, eu și cele 9 pisici ale mele, plus partenerul. Și partenerul trebuie să fie super ok cu pisicile și mai mult decât atât, pisicile trebuie să-l accepte pe el. Și în general, uite, dacă noi în seara asta să zicem că lucrurile merg bine și tu vii la mine acasă, mai întâi pisicile mele trebuie să te miroase, trebuie să facă pipi pe tine. A venit cel mai bun prieten al meu în țară. Spune-mi. Ce faci? A venit cel mai bun prieten al meu în țară. E ok. Și poți să scuip aici? Să scuip? Nu, scuip un pic. Trebuie o unghie. O să mă ajuți? Întinde mâna. Unghie de-a mea? Da. Eu doar un descântec. Eu m-am certat cu el toată ziua, că nu-l interesează, că nu face, că nu știu ce. Dar nu vreau să-ți leagă, m-am întrebat să moară familia mea, că dacă m-am fi gândit la o dată, BAM! Îi fac un ăștia, să duce! Morți, mă, să moară familia mea astăzi și mâine în cancer și... Stai așa un pic, Robiuțo, cum o sună cineva. Da! Alo! Da, să moară familia mea! Aolo! Că la mor să moară familia mea, după vreo. Da, să moară familia mea! Cer nota, putem merge la mine dacă vrei, adică mai putem bea acolo mai mult vin. E puțin complicat pentru că eu am jurat, vezi, inelul ăsta, inelul meu de castitate, am jurat abstinență până mă voi căsători, așa că după ce ne căsătorim putem să facem orice, tot pachetul, dar până atunci, din păcate, nu, adică vin la tine. Am înțeles, deci nu te... Asta ascult eu, îmi place mult de tot artistul ăsta. Și mie îmi place foarte tare. Dar punem ce ai zis tu că îmi pun. Da, să-ți arăt și eu. Eu sunt foarte influențată de tatăl meu în gusturile muzicale și noi asta ascultăm acasă. A fost... scuze, stai puțin. Ce? Stai acolo, gen, chiar nu te mișca. O secundă. Așa. Putem să facem din nou, te rog? Așa, hai. Să dăm iar noroc? Da. Încă o dată, că nu... Da, zâmbește și tu, că bine, te bine, simți bine. Bine cum e la date, gen, știi? Da. Tu ce pasiuni mai ai? Băi, eu am chestia asta cu... e mai dubios așa un pic. E ok, îmi plac băieții care sunt ciudați. Da, știu ce zici, gen, la ce te referi, doar că eu am o colecție. O colecție? Da, colecționez chestii. Ce colecționez? Eu am o colecție de spatule de lemn. Eric, Eduard și Alfonso. Pun aici, o să stea super cuminți. Eric, ține să-mi comentezi. Eric, vorbești un pic cam mult, dar promitem că astăzi nu vorbim așa de mult, Eric, bine? Cum e să fii într-o trupă? Băi, nu știu cum, adică e tare, nu știu, îmi place super mult să cânt, chiar cred că mi-am găsit pasiunea. Asta vreau să fac și cu actoria la fel, nu știu dacă ți-am zis ce proiect am luat eu. Chiar, adică chiar fac super multă treabă și îmi place super tare și mai ales că cânt peste tot și... adică îmi place super tare să cânt, nu știu dacă ți-am zis. Uh-huh. Eu îmi place cel mai mult să cânt. Asta e, eu vreau să fac cu trupa și nu știu dacă ai ascultat piesa mea. Ai ascultat-o? Invită-mă la dans de la Pyro Blast, nu știu dacă ai. Poți să fredonezi când parcă... aia cu, nu știu dacă mai zici... Hai să și invită-mă la dans și invită-mă la dans și invită-mă la dans. Piesa care sună cam așa... Wow, nu te despărți de mine că am herpes. În fine, asta eu n-am scos-o încă, dar este super mișto. Deși am 25 de ani, am avut o viață destul de palpitantă, am fost și căsătorită, mă rog. Nu știu dacă ai văzut vlogul meu când m-am căsătorit. Am și un vlog când zic că m-am divorțat, știi? Ai făcut vlog despre asta? Cu nunta? Da. Tu ce faci vlog? Ce? Da, uite, eu sunt un wannabe beauty guru, nu știu dacă vezi, dar highlighterul ăsta e gen super un flick. Mie îmi place foarte mult zona asta de beauty, am făcut mai multe cursuri de make-up, dar asta nu contează neapărat. Cum îți spuneam, eu am divorțat, lucrez într-o agenție de publicitate, sunt la strategie! Super pasionată de online și conținutul este... Bravo, echipă! Woo!
Îmi spuneai că ai niște chestii speciale la mașină ca să poți ajunge la... Eu am un fel de cărămizi pe care le pun în Mustangul meu super mare ca să pot să ating frânele. Dar alta, nu... Că eu sunt destul de înalt. Noroc. Și Doamne ferește de așa date-uri. De așa date-uri cu mine sau cu Zvin, ca să fugiți vreodată, dacă aveți ocazia de așa ceva. Deci trebuie să filmăm vlogul ăsta de acum vreo 2-3 săptămâni sau ceva. De ceva timp, da, așa și în sfârșit l-am filmat. Vă las în descriere vlogul pe care l-am făcut și cu Zvinca, în care fac freestyle pe cum se machiază ea. Ea este beauty guru, dacă nu știți, vă las canalul ei în descriere. Îi mulțumesc la Mone că meditează videoclipul din nou și îmi suferă toate greșelile și materialul de 5 ore. E sucuț. Vlog talpă. A fost suc all along, dar cam asta a fost vlogul. Ea a fost Maria, eu am fost Robe și ne vedem data viitoare. Sperăm că ați râs. A, încerc să faci curlă în America. Că cine? Nu știi pe ăla care ia interviuri de mine. Hai, ne auzim data viitoare.